Dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, dragii mei! După cum ați văzut, astăzi avem un nou tutorial, dar dacă încă nu sunteți abonați la canal, nu știu ce mai așteptați, apăsați butonul roșu de desubt și faceți asta ca să puteți să vedeți și alte videouri care apar la mine pe canal. De asemenea, nu uitați că like-urile voastre contează foarte mult pentru mine. Începem azi un nou tutorial, da, dragii mei? Un tutorial drăguț, drăguț, în care o să facem o bluziță cu nasturi de vară, din bumbac, deci foarte potrivită pentru acele seri răcoroase în care ieșiți la o terasă, la un suc, la o limonadă. Abia aștept voi, nu? Așa. Pentru această bluziță o să folosim fire Catania Fine Originals. Este 100% bumbac mercerizat. În acest ghem sunt imediat să găsesc 50 de grame. 50 de grame, 165 de metri. Voi puteți să folosiți orice fir cu aceeași grosime. Se recomandă andrele numărul 2 sau 2, sau 3 și este un bumbac care se spală în mașina de spălat, da? Deci puteți acest fir să-l spălați în mașina de spălat fără nicio problemă. Așa. Acum să trecem la detaliile acestei bluzițe. Bluzița o vom tricota și fața și spatele în același timp, da? O să fie o singură bucată. Vom face un elastic 1 cu 1, butoniere, platcă din față și mâineci, da? Ca și model folosit, o să avem jos elastic 1 cu 1, iar în partea de sus un model pentru care v-am făcut video și o să-l încarc pe canal chiar înaintea acestui video ca să puteți să vedeți modelul. Aici, fiind o porțiune mai mare, nu pot să vă arăt modelul pe atât de multe ochiuri, dar pe o bucățică mai mică mi este mai simplu să vă arăt cum se face acest model, da? Acest model necesită un număr multiplu de 10 ochiuri. Acum, în ceea ce privește bluzița, pentru mărimea XS, eu fac aici o bluziță pentru mărimea XS-S, da? Eu am încărcat pe andrele 222 de ochiuri, asta constituie practic trunchiul nostru, da? Deci cele două plăci din față și spatele. Și am aplicat metoda, v-am arătat cum să faceți un elastic întărit, da? O să vă las linkul în dreapta sus ca să vedeți la ce mă refer. Am făcut filmuleț pe tema asta. Am
Hai să dau astea la o parte. Ca și andrele, eu o să folosesc două numere de andrele. Pentru elastic voi folosi andrele numărul 2, iar partea de sus, da, după ce trecem de porțiunea cu elastic, o să folosesc andrele numărul 275 mai mari, dar nu 3 cât este trecut pe etichetă, pentru că este prea mult și este amplitura mai rară, da? După cum vă spuneam, aici o să avem 222 de ochiuri, da? Pentru simetricitate, elastic 1 cu 1, aveți nevoie să aveți pe andrele un număr par de ochiuri, da? Așa. Asta este fața mea. La 2 cm eu am făcut prima butonieră. Eu o să vă arăt când ajung la una dintre următoarele, o să vă arăt cum faceți această butonieră. Este o butonieră mică, potrivită pentru nasturi foarte mici, da? Ok, am făcut, după cum vă spuneam, cele 3 rânduri cu elastic întărit, da? După care eu am continuat și am făcut vreo 6 cm de elastic. După executarea celor 6 cm, o să trecem la modelul nostru, da, modelul de pe blusiță. Butonierele, am uitat să vă menționez, le faceți la o distanță din 7 în 7 cm, da? Deci o să măsurați de aici până la următoarea 7 cm și o să o faceți. Acum, în momentul în care trebuie să trecem la modelul bluziței, o să procedăm în felul următor. O să iau de aici caietul ca să nu ne încurce, da? Ok. Și pixul. Așa. Și o să procedăm în felul următor. Deocamdată tricotăm cu andrelele 2,5. De ce am ales să tricotez cu aceste andrele? Pentru că în general elasticul are nevoie să fie mai strâns, da? Și atunci, ca să fie elasticul mai strâns decât împletitura noastră de bază, noi folosim andrele mai mici. Este foarte bine ca în orice lucru pe care îl faceți să alternați andrelele, da? Deci folosiți la elastice și la manșete andrele mai mici, iar pentru partea ulterioară manșetelor, da, de mai sus, folosiți andrele mai mari. Acum ce fac eu aici? Mai fac un rând, da? Deci asta este fața bluziței noastre. O să mai fac un rând cu un ochi pe față, unul pe dos, iar modelul propriu zis o să-l începem, o să pregătim terenul pentru el pe cealaltă parte a produsului, da? Pe dos o să, practic, o să pregătim terenul și vă arăt eu imediat la ce mă refer. Acum, când ați ajuns cu firul la capătul rândului, întoarceți și ăsta este momentul în care noi o să schimbăm andrelele. Așa. Asta este dosul lucrului nostru. O să luăm andrelele mai mari. Eu am 2,75 aici. Și o să începem să tricotăm cu ele. Să facem puțin zgomot. Așa, dar n-avem ce să facem. Acum, ce o să facem noi în spatele lucrului? Eu o să le țin așa ca să nu ne deranjeze. Ok. În spatele lucrului o să păstrăm un ochi pe față, unul pe dos, pentru acea platcă din față, da? Este vorba de platca pe care o să fie cusuți nasturașii noștri. Și atunci o să tricotăm aici 11 ochiuri, o să rămână cu elastic 1 cu 1, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, da? 11 ochiuri aveți. Asta este platca noastră din față. Acum, în ceea ce privește mijlocul, o să-l tricotăm doar cu ochiuri pe dos, da? 1, 2 și așa mai departe, da? Până la capătul celălalt, unde o să începem să facem platca cealaltă. Acum, când ați ajuns la platca cealaltă, păstrați pe andrele 12 ochiuri, da? Vedeți? Acum, pentru că aici aveți 12 ochiuri, iar la platca cealaltă aveți 11, în total sunt 23. 222 minus 23 vin 119 ochiuri. Știți că noi pentru model avem nevoie de un multiplu de 10 ochiuri, ceea ce înseamnă că să ajungem la un multiplu de 10, ne mai lipsește un ochi, da? Să avem cele 200 de ochiuri pentru modelul din mijlocul, dintre cele două plăci, și atunci o să mai ridicăm aici un ochi. Cum o să facem? Nu o să facem prin metoda clasică de a face jeteu, prin jeteu, ci o să ridicăm de aici. Vedeți, dintre cele două ochiuri, o să introduc andreaua în spate, vedeți, și am ridicat un ochi. Îl tricotez pe dos, așa cum l-am făcut și pe celelalte, și astfel noi o să avem 200 de ochiuri între cele două plăci. Iar aici tricotăm până la final cele 12 ochiuri rămase, da? Asta este platca cu găici pentru nasturi. În regulă. Deci este încă o metodă de a aduna, de a mulți, aduna ochiuri, da? Fără jeteu, și astfel nici nu se vede, nu rămâne gaură. Ok, am eliminat andrelele mai mici și am rămas cu cele de numărul 275. Și acum o să ne continuăm lucrul în felul următor. Trebuie să pun astea deoparte, să nu ne încurce. Ok. Așa, am întors lucrul. Platca o să o tricotăm la fel, da, cu un ochi pe față, unul pe dos, iar în ceea ce privește mijloc, o să respectăm schema. Haideți să o pun aici în fața noastră. Așa, ca să se și vadă. Deci asta este schema. Ok, și o să tricotăm respectând schema noastră, da? Deci avem cele 12 ochiuri. Nu uitați că la fiecare 7 cm o să faceți butoniere. Când o să ajung la următoare, o să vă arăt cum se face asta. Ok, așa. Și am făcut platca, da? 12 ochiuri. Acum ne uităm după model. Avem 4 ochiuri pe față, 2 împreună, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri împreună, un ochi, jeteu, da? Iarăși 1, 2, 3. Și am terminat prima schemă și continuăm cu următoarea frunză, da? Deci încă 4 pe față. Ok? 1, 2, 3, 4. 2 ochiuri împreună, un ochi, jeteu și tot așa mai departe, da? De aici vă știți deja modelul, aveți filmulețul. O să vă mai las eu linkul sau îl găsiți și în descriere, dacă apăsați pe butonul arată mai mult, o să-l găsiți și în descriere. Acum ce o să facem, dragile mele? O să continuați să tricotați în sus această bluziță, da? Și când o să ajungeți la o înălțime de 40 de cm, cu tot cu elastic, da?
De acolo o să începem și o să facem separat fețele și spatele, dar până atunci spor la treabă. Eu mă duc să-mi continui tricotatul meu și ne revedem. Dragii mei, am ajuns la momentul în care trebuie să mai facem o butonieră. Repet, eu le fac din 7 în 7 cm. Prima a fost făcută la 2 cm, a doua la 9 și acum urmează a treia butonieră, da? 7 cm distanță între ele. Cum se face asta? O să dau camera mai aproape ca să vedeți mai bine. Tricotăm primele 4 ochiuri, da? Deci, 1, 2, 3, 4, da? Avem 4 ochiuri tricotate. După care o să închidem 2 ochiuri împreună, da? Le tricotăm împreună pe astea 2. Ok? 2 jeteuri spre față, da? De 2 ori și închidem și pe astea, dar pe dos. Deci primul pe față, al doilea îl închidem pe dos, da? Așa. Și am făcut primul ochi. Acum eu o să termin de tricotat până la capăt rândul și o să mă întorc și vă arăt încheierea acestei butoniere. Așa, pe rândurile din spate, vedeți, am tricotat până la momentul plecii din față. Și acum o să vă arăt cum procedăm aici, da? Tricotăm ochiurile ca atare până la butoniere. Așa. Față. Așa. Și acum cele două ochiuri le vom tricota pe dos, da? Trageți firul în față. Așa, un ochi pe dos, da? Primul ochi. Și al doilea, la fel, firul în față. Așa, produceți întreaga. Da? Și ați făcut aici două ochiuri pe dos. Mai departe, vă continuați modelul, unul pe față, unul pe dos, da? Așa. Acum o să întoarcem. După ce o să spălați și o să călcați produsul, butonierile astea o să fie mai vizibile, da? Ok. Întoarcem. Uitați că se... Așa, să așezăm bine asta, să vedeți și voi. Acum ce o să facem, ca să ne respectăm platca, o să transformăm ochiurile, ele acum la noi sunt pe față, deci unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, față și acum vedeți că am ajuns la cele două ochiuri care la noi în prezent sunt pe față, dar noi o să le transformăm, deci da, ăsta fiind pe față, pe ăsta o să-l tricotăm pe dos, da, iar următorul pe față. Așa, și vă continuați modelul mai departe și aveți butoniera gata, iar în continuare platca voastră se va face tot unul pe față, unul pe dos, până la următorii 7 cm. Când o să ajungeți din nou la 7 cm, o să faceți încă o butonieră. Acum, dragii mei, ce faceți voi în continuare și o să facem separat asta. Uite așa cam arată, ia asta să vă arăt cum arată în prezent bluzița mea, cam așa. Tricotați 40 de centimetri, da? Să aveți 40 de centimetri de la margine până la sub braț, da? Cam 40. Dacă vreți să fie mai lungă, puteți să tricotați mai lungă, dar cam asta este distanța optimă calculată de mine, da? Iar noi o să revenim în momentul în care o să tricotăm fața și spatele separat, da? Dacă acum le tricotăm împreună, plecile din față cu spatele, ca să nu avem acea cusătură pe lateral, în partea de sus nu o să avem cum să facem asta pentru că avem răscruiala mânecii, da? Și ne revedem în momentul în care avem deja 40 de centimetri tricotați,